Dragi iubitori ai artei, știu foarte bine că ați venit să-l admirați pe artistul Vlad Basarab. Ați ales acest moment ca să celebrați arta lui. Ba chiar cred că ați venit să ascultați oda adusă lui și artei lui nemuritoare. Oricâte imnuri fără seamăn ați ascultat, oricâte opere de artă ați condus pe ultimul lor drum, nimic nu vă poate pregăti sau sătura complet. Asemenea cocoșului care vestește amurgul zeilor, tot așa rolul meu este să vă înștiințez că acum, aici, artistul de față Vlad Basarab arată ce are mai bun, mai sublim, mai frumos. Îi lipsește ceva? V-a lipsit cumva cât timp a fost plecat? Cum ați umplut timpul acesta de pe urmă? Dacă nu ați întrebat de ce nu apare mai repede și mai des, înseamnă că nu știți ce este bun, ce este frumos și ce dar ați primit prin arta lui. O artă care trebuie admirată cu nesaț, o artă care întotdeauna trebuie să fie îmbălsămată cu cele mai rafinate discursuri, cele mai fine uleiuri din cedru de Liban, cu rășini și parfumuri demne de cele mai alese sarcofage egiptene. Expansiunea perfecțiunii lui vă privește acum în ochi. Sărurile lăsate deoparte o să vă ajute să depășiți starea de lehamite, nemulțumirile și senzația de amețeală provocată de sindromul gloriei. Gloria este acum la îndemâna voastră. Nu trebuie decât să vă relaxați mușchii care vă împiedică să admirați. Lipsiți de pismă, artistul a ajuns la culmea carierei lui. Culmea lui este și culmea voastră și nu puteți să dați înapoi. Nu puteți să refuzați onorul care îl primiți acum prin arta lui. Arta lui o să vă încălzească inimile. O să schimbe legile termodinamicii numai și numai de dragul vostru. Admirând lucrările lui, o să ajungeți la aceeași concluzie cu mine. Nu mai aveți nevoie de elixirul vieții veșnice. Nu mai aveți nevoie de încă un vernisaj. Nu mai aveți nevoie de o vacanță la Bâlea, în Vama Veche sau în Maramureș. Arta lui vindecă toate nevoile estetice, trupești și spirituale pe care încă le mai aveți. Veșnica pomenire.
veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire. Ce s-a aruncat să vedem acest? Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire.
împărțiți dumneavoastră.